Scutul patriei. Radio revistă pentru premilitari și toți apărătorii țării. Timpul liber este una dintre cele mai așteptate perioade ale militarilor în termen și deoarece este duminică, când soldații în unități, pe lângă faptul că ascultă scutul patriei, se mai ocupă concomitent și cu altceva. Am gândit că n-ar fi rău ca și celelalte categorii de ascultători să afle ce fac militarii în termen din Brigada 1 Infanterie Motorizată, nu doar duminica, ci și în timpul liber a zilelor obișnuite. Săptămâna trecută, împreună cu câțiva colegi de la Centrul Mass Media Militară, am vizitat garnizoana Bălți. Ce faci, Zovici? Scriam în domeniul. Faci asta în fiecare seară? De cum nu, când aveam timp liber. Cât de des s-a întâmplat asta? Nu, sâmbătă, duminică, aveam timp liber, fac mai mult. Care televizorul, care domino, care citești? Dar jucați în pereche. Tocmai. Și cine câștigă la moment? Eu. Adică tu cu partenerul tău, sau echipa voastră. Tocmai. Dar de ce anume trebuie să jucați domino? Altele se ocupați, da. Este șah, mă, sunt șah. Ce alte pasiuni mai aveți în afară de domino? Asistăm la un meci de dame care are loc între colegul nostru Laurențiu Grosu și soldatul Filip Mihai Mihai. Cum este să joci cu partenerul? Ușor. Adică să înțeleg că îl învingi. Încă nu știu. Dar văd că tu ai mai multe piese ca el. Tocmai. Hai succes, să vedem cine câștigă. Așadar, colegul nostru Laurențiu Grosu este învingătorul acestei partide de dame. Te rog mult să comentezi cum a fost să joci cu soldatul. Destul de interesant. Pentru prima oară am jucat cu un soldat. M-am așteptat la mai ușor, dar meciul a fost destul de greu. Eu am avut impresia că tu ai spirit la un moment dat. Nu, te-ai revenit? Nu, duneam totul sub control. Felicitările noastre. Mulțumesc. Rău, prezentați. Lucrean Major Antoniuc, comandant de pluton 1, batalionul instruire. Ne aflăm unde acum? Acum ne aflăm în cazarmă, căderea batalionului de instruire. Este timpul liber al soldaților, da? Da, conform oralul zilnic, da. Cum îl petrec? Îți pregătesc pentru ziua următoare, spirbiesc, spal, își curăță ținută, care deja s-a terminat, pregătească. Joacă șahmate, care scrie, care învață obligațiile de serviciu, ca să intre ca sergent de serviciu, planton. Fiecare are ocupație personală. Și care durata timpului liber? Conform oralul zilnic este stabilit durata timpului. Tot este normat, adică mâncare, timp liber, totul. Presupun cel mai mult timp liber îl dați la un weekend. Da, desigur. Sâmbătă și duminică, da. Prin părinții se întâlnesc la punct de control și trecere. Asta e mai mult. Mai este, desigur, și pauză între mesă. Totodată și mai învață câte ceva, mai ales în batalionul de instruire. Pregătim persoane și învățăm niște lucruri de care până a venit în Armata Națională încă n-au știut. Dar credeți că timpul liber care le se oferă soldaților, hai să spunem, zilnic, este suficient ca ei să-și... Eu cred că Eu cred că lucrurile să aibă grijă de ei, de ținute, de gem. Eu își spune că e prea mult timp liber. Dovedesc absolut tot. Persoana care dorește, mai ales militarul, dar militarul, când să știți că trebuie să posede niște capacități mai înalte față de alte persoane totodată și să arăt într-adevăr ca un militar. Dumneavoastră stați alături de ei până la stingere? Noi stăm, nu numai până la stingere, chiar dimineața. Până dimineața, până la 2 zi. Aici e spălătoria, da? Da. Aici e lavoar, catare, împreună cu veceul care este. Acum, iar că spre gătesc, berberesc, care s-au tuns, spală acum. Cât de des stunde un soldat? Când este necesitate? Nu că este necesitate, că se respecte ținuta care este. Este conform oralului zilnic, la noi inspecție dimineață. Și persoana, dacă militarul care este găsit că ținuta nu se respecte, spune-se în letere neajunsul dat. Asta e. Sunt militari, mai ales în termen, care știu că trebuie la timp să berberească, trebuie la timp să frizeze, ținuta să o spele, să o calce, absolut. Nu avem militari în termen care nu posede aceste capacități. Altfel ei sunt sancționați, bănuiesc. Da, care nu vor să respecte ținuta militară. Hai să mergem în camera de menaj. Care este funcția camerei de menaj? Mese, care sunt preconizate pentru călcatul hainelor. Bună seara, bănuiesc, ce faceți? Haină.
sărut? În tocmai. Se primește? În tocmai. Forma trebuie îngrijită și pentru soldat curat. Te-ai învățat acoase încă la civilie sau în armată? La civilie. Cine te-a învățat? Mama? În tocmai. Vezi că îți prinde bine în armată? În tocmai. Ce te învață la armată? Dar ce? Ești mulțumit? În tocmai. Nu-ți pare rău? Nici cum nu. De cât timp te afli în armată? 5 luni. Te numești? Soldat ajutar. Igor. Ce să vedem, domnul, ce face? Două soldat? Spune-ți, vă rog, ce ați făcut? Opresa. Singur? Ești cum nu. Te-au prezat colegii? Tocmai. Și? E mai bine? Tocmai. Cât e de să vezi asta? Când ești în ouă. De cât timp ești în armată? 4 luni. Și timp de 4 luni de câte ori te-ai prezat? A doua oară, trei, cred? Ești cum nu, mai ies. Mai des? Tocmai. Îți place în armată? Tocmai. De ce? Când plași. Până seara. Ați fost în baie, tocmai, în fiecare seară? Tocmai, dimineața și seara. Cum e în armată? Minunat. De cât timp ești în armată? De 5 luni. Ce? Ce ai învățat nou? De toate pele acum învățat. Am văzut colegii tăi, unul coasă, altul calcă, haine, tu poți face lucrurile astea? Tocmai, azi îți pregătești tot pentru ziua de mâine, coasă în haine, în prezemne, radio. În weekend tu cu ce te ocupi? Previn televizorul, filme, ascultăm misiunea radio, scutul patrior. Intrăm în camera de odihnă. Unde găsim câțiva soldați care se ocupă cu ceva? Numesc soldatul Mitroșcu Victor, satul Crublic, raion Creuleni. Dumneavoastră ce faceți? Scriu. Ce scrieți? Scrisori, legațiune. Dar se întâmplă să scrieți scrisori? Tot. Cui scrieți? Mam. Dumneavoastră ce faceți? În timpul liber își permit să citim, scriem scrisori. Văd că citiți un detectiv. Întocmai. De ce anume acest gen? Și îmi place să vezi și romane citesc diferite. În alt timp liber citesc. Și ce alte pasiuni mai aveți? Scriu scrisori, prin televizorul, când avem timp liber pentru zi următoare. Apet, jocuri, șahmate, dame. Cum o numiți? Domnul Zvaderi. Neastră. Soldat Mușoi, de venit Valentin. Cu ce vă ocupați? Citesc, mă informez. Vă place? În tocmai. Făceați lucrul ăsta și la civilie? Uneori în tocmai. Mai puțin, cred că în armată. Tocmai nu era așa mult timp liber. Vă place în armată? În tocmai. De ce? Mult de învățat. Pe la civil nu le poți învăța. Spuneau amicii că nu-s prea îndrăznesc, dar bun, le-ar mă că nu doream de mic să ajung nici de cum. Îmi era frică să mă gândesc la ea, dar din adâncul inimii un glas vorbea de da jurământul și nu vei regreta. Deci prin credință, curajul vei învăța. Armata e școala băieților bravi. Armata e școala băieților brați. Relațiile țării noastre cu Polonia s-au dovedit a fi bune sau nu dintre cele mai rele încă din cele mai vechi timpuri. Asta ne spune istoria. Totuși, când încep relațiile moldo-polone? Cum evoluează ele? Aflăm de la Sergiu Munteanu, colaboratorul Muzeului Armatei Naționale. Relațiile moldo-polone încep odată cu crearea statului medieval Moldova. În a doua jumătate a secolului XIV, marele creziat lituanian avea posesiunile sale până la Nistru și dincolo de Nistru. După ce are loc unirea între Polonia și Lituania, se formează un stat puternic în centrul Europei, care se întindea hotarele în est până la Moscova, dar în vest până în Germania. Moldova, ca să poată să reziste influenței ungare, încheia alianță cu statul polonez. Mai mult ca atât, apare un pericol Imperiul Otoman și ca să aibă o susținere, dormitorii Moldovei se adresau după ajutor regilor polonești. Dar de ce anume regilor polonezi? În cel moment, armata poloneză era cea mai puternică armată din centrul Europei, în special după unirea cu Lituania. Și era cel mai întins stat din punct de vedere teritorial și avea o piață economică foarte largă. Care dintre primii domnitori ai țării Moldovei a apelat la ajutorul Poloniei?
aici putem spune că nu cât ajutorul, dar cât se încheie relații economice. Pietru Mușat, marele domnitor care a început unificarea Moldovei, care a pus raza dinastiei mușatinilor, care a domnit pe Moldova 400 de ani. Tot aici putem să spunem Alexandru cel Bun, a domnit între anii 1400-1432. El a devenit domnitor a Moldovei în timpul când a avut loc unirea între Polonia și Lituania. Și ca să reziste invaziei tataro-mongole în acel moment și atacurilor Imperiul Otoman, s-a proclamat vasal a Poloniei. Mai mult ca atâta, un contingent de oaste a statului medieval Moldova participă la războiul între statul polonez și Ordinul Teuton, bătălia la Grumbult, care a avut loc în anul 1410. Aceasta se mai numește Bătălia Popoarelor. În bătălia aceasta au participat și polonezi, și unguri, și moldoveni, și moldoveni, și lituanieni. Ce a fost specific din punct de vedere militar pentru țara Moldovei când a participat în acest război? Pentru prima dată în Europa se evidențiază oastea Moldovei. Mai mult ca atât, ei câștigă și o bătălie războiul dat. Vestita bătălie de la Malenburg, când câteva detașamente de moldoveni au atacat cetatea Malenburg și după aceea s-au retras. Și un detașament de cavaleri teotoni a început să-i urmărească. Și au diminuit într-o capcană, într-o pădure și au distrus. Ce componență avea oastea Moldovei la ce vreme? La ce vreme oastea Moldovei era formată din 10-15 mii de ostași. Era din infanterie și cavalerie. Și tot în perioada lui Alexandru cel Bun începe să apară și artileria. De asta, ca istoric, cum credeți, cât de benefic a fost pentru țara Moldovei că a avut relații economice cu acest stat? A fost foarte benefic. Adică a fost un pas corect? A fost un pas corect, deoarece s-a dezvoltat economia Moldovei, Moldova putea să reziste influenței Ungariei, atacurilor tataro-mongole și tot avea loc și un schimb cultural în perioada dată. Mulți dumnezeitori puteau să facă o cunoștință la civilizația Europei de apus. Vine un mare număr de performanțe tehnice aduse tot din Polonia. Primele tunuri sunt aduse tot de aici. Care dintre domnitorii moldoveni s-a remarcat cel mai mult ce ține de relațiile moldo-poloneze? Trebuie de spus câteva domnitorii s-au remarcat de relațiile moldo-poloneze, dacă să facem așa un curs în istoria noastră. Dar cum trebuie să fie unul mai deosebit? Unul nu mai deosebit e Ștefan cel Mare. La începutul domnului când a venit la putere, el a încercat ca să reziste tot influenței din partea regatului ungar, a început să încheie diferite tratate de alianță cu Polonia. El s-a declarat și vasal, perioada dată, spunem. Aceasta datorie faptului că Ștefan a reîntors cetatea Chelia, care a fost luată de unguri. Polonezii a susținut pe domnitorul Moldovei în timpul când a avut loc campania ungurilor în Moldova. Am în vedere diplomatic a susținut-l, dar nu militar. Care are loc campania otomană în anul 1475, în armată de 120.000 de turci. Mandează Moldova, un contingent de armată poloneză vine Moldova să-l susține pe domnitorul Moldovei. De fapt, atunci și din Ungaria vine să tot un contingent de armată. Ștefan cel Mare avea cunoștință cu diferite familii nobiliare din Polonia, gen familia Bucească, dar trebuie de spus că aici erau și divergențe. Polonezii îi acordau azil politic la mulți dușmani lui Ștefan cel Mare și în special un micul Logofăt, care după unele date a omorât pe tatăl lui Ștefan cel Mare și era socotit un dușman foarte furiat al lui Ștefan. Dar, așa spunem, un fel de apogeu a fost în anul 1485. În anul 1485 are loc invazia otomană. Tot ce mai fac greșelile care le-au făcut precedente. Nu intră în adâncul Moldovei, cetatea albă și Chelia, cuceresc. Ștefan, ca să poată să reîntoarcă cetățile date, aduce omagiu de vasalitate noului rege polon, Ioan Albert. Trebuie spus că dinastia Egailo, care a fost doar la dânsul, s-a stâns din Polonia și a venit un rege străin din Europa de apus. Ioan Albert i-a promis să-i ca să ajute în război cu turcii, dar n-a ținut promisiunea aceasta. Mai mult ca atâta, în anul 1427, sub pretextul că vine să ajute războiul contra otomanilor, el încearcă să-l detroneze Ștefan cel Mare, dar Ștefan află la timp această intenție a regelui Poloniei și organizează o apărare foarte eficientă. Polonezii ajung pe la cetatea scaună a Moldovei Suceava, o asediază, dar nu sunt în stare să o cucerească. Au loc câteva asalte, drept că ziua când distrugeau cetatea, noaptea moldovenii o construiau din nou. Ștefan a trăit toate căile de asigurare a trupilor polonezi care se află la asediu cetății Suceava și însuși oastea poloneză s-au pomenit într-un asediu. De ce totuși Polonia avea interes în țara Moldovei? Prezentau un fel de cheie spre Balcani, pe ce mergeau căi comerciale. Și Moldova era bogată în diferite resurse, mai ales sare, și Moldova medievală prezenta un stat foarte puternic la acel moment. Pe timpul Ștefan cel Mare. Pe timpul Ștefan cel Mare și următor domnitor. Când veniți la domnie, ficiorul Ștefan cel Mare, Bogdan a treilea, se mai spune Chioru, a încercat să facă chiar și o alianță Polonia. A dorit să se căsătorească cu sora regelui Poloniei, dar nu a reușit, a dus la nou război. Parcursul anilor, mai mulți domnitori care veneau la tron, primele rase diplomatice le încheia cu legatul Poloniei, pentru că era cel mai influent și cel mai puternic vecin a Moldovei, țarul creștină. Vasile Bruc, când a devenit domnitor, a avut mult tot legături poloneză. Fiicele sale le-a căsătorit cu mulți nobili
polonești. În timpul lor au loc relații comerciale foarte intense și culturale, ales cu creștinii ortodoși care se aflau la Kiev. Deci, din punct de vedere istoric, ce leagă aceste două popoare, moldav și polon? Dacă să ne uităm la istoria noastră, am avut o soartă cam comună, mai ales în secolul XVIII.